n-a început urmărirea penală împotriva lor, deci toți sunt liberi. Care sunt persoanele acuzate? N-aș putea să vă spun, o listă lungă. Mulți au fost audiați, deocamdată sus mai sunt doar domnii de la liceu, de la liceul Podul Turcului, respectiv doamna secretară, domnul director și doamna vice, cred. N-aș putea să spun exact, pentru că avem fost aduși acum. Dumneavoastră, ce rol aveți în această poveste? Apărător, unia dintre ei. Sunteți avocat. Numele dumneavoastră, dacă nu se poate? Nu pot să-l spun, îmi cer scuze. Oricum va apare pe post, trebuie să punem un nume. Acum, declarația urmă. Camele Burdă mă numesc. Avocatul unia dintre absolvenți. Deci absolvenții toți sunt liberi în momentul. N-aș putea să vă spun că dumnealor, dacă aveau probe atât de certe și de multe, vă dați seama că nu mai ieșea nimeni de acolo, da? Măsura reținerii este o măsură legală care se poate lua foarte ușor, care la noi, spun eu, că se ia chiar mai mult decât trebuie. Sunt implicați și inspectori școlari? Nu cunosc acest aspect. De unde a pornit informația? Cine a reclamat această poveste? A fost un denunț. Din partea unui absolvent? Așa credem. Deci vă dați seama că nu știu foarte multe față de dumneavoastră la acest moment. Eu am intrat în sală cu inculpatul meu, cu inculpatul, nu cert să zic, cu învinuitul, dar am spus că nu există încă inculpare. Și după ce i s-a dus la cunoștință învinuirea, și anume 255 de lei de mită și legea infracțiunea specială, care a fost comitată. Nu știm niciun quantum. Deci nu știm nimic. Nu s-a dus la cunoștință o sumă. S-a dus la cunoștință învinuirea și a fost rugat să dea declarație dacă are ceva de spus, sau să tacă. Eu, sincer, am... cumva dacă s-au găsit sume mari de bani? Nu cunosc absolut nimic. Deci este un declarat de ținut foarte secret. Totul, toată lumea e în mișcare și... Dar n-aș putea să vă spun în acest moment. Crezi deci este... că secretomania este din cauza că problemele sunt foarte subtili? Sincer, da. Deci au fost dosare răsunătoare la Bacău, unde oamenii au fost reținuți și unde, într-adevăr, instanța n-a dat propunere de arestare, dar în seara respectivă s-au făcut rețineri. Este cazul mitei în primărie și o știți cu toții, nu e niciun secret. Cât a durat astăzi? De la ce ori a început povestea și... Deci, domnii, am înțeles că au fost luați în sălile de examen. În jurul orei 12 și un sfert s-a intrat de către mascat și lucrători ai poliției. Au fost ridicați în special, deci 13 absolvenți am înțeles că au fost aduși. În general, cei care au rămas ultimii în săli, în sălile de examinare. Știm cu toții, nu e un secret, faptul că n-au voie să iasă dacă au rămas 3 în sală. Ei, acei 3, în general, au fost aduși la audieri. I s-a dat o primă declarație la Podul Turcului, după care în jurul orei 6, deci 18, au fost aduși la Bacău, la DNA și atunci desfășoară audieri. Până acum, când a fost audiat ultimul. Iar în acest moment au urcat sus domnii director, vice și secretară, cum v-am spus. Cât sunt pe listă? Cu aproximație? Nu știu să vă spun. E vorba de 13 care au fost absolvenți, dar mai sunt 3 lucrători ai liceului. Deci eu vă spun sincer, trebuie să așteptați un comunicat de presă oficial al DNA-ului, pentru că ei de obicei fac lucrul acesta și vă pot informa cu mai multe aspecte. Eu n-am pus să par nerespectuată față de dumneavoastră și să vă dau totuși câteva amănunte, dar numai în ceea ce privește pe cel pe care l-am operat eu. Ce spune clientul dumneavoastră? Ai cunoștea pe cei cărora nu se presupune că l-ar fi dat mită? Nu. Deci el a fost acolo, elevul dumnealor, 4 ani de zile, la cursul acela fără frecvență sau nu știu cum se numește, după care a absolvit clasa 13, s-a înscris la examenul de bacalaureat, nu cunoștea pe nimeni în mod direct, n-a avut niciun număr de telefon, n-a putut contacta pe absolut nimeni, s-a prezentat ca orice alt absolvent la examenul de bacalaureat și asta s-a întâmplat ca la predarea tezei să fie ridicat, condus, și așa mai departe. Eu spun că la acest moment nu sunt probe, sincer. Deci dacă erau probe, cu siguranță discutam de pe o altă... Și șpaga s-ar fi dat la profesorii corectori sau supraveghetori? Supraveghetorii am înțeles că n-au fost din liceu. N-aș putea să vă spun mai multe. Deci eu ce am discutat cu clientul meu înainte de ieși, am spus că cele două doamne profesori care au fost la dumnealor în sală, sala 7 sau ceva de genul ăsta, nu erau din liceul de la Podul Turcului. Spuneți-mi ce se va întâmpla acum cu examenul clientului dumneavoastră și a celorlalți? La acest moment va continua. Din punctul meu de vedere, nu este niciun impediment, nu s-a luat nicio măsură, nu există restricție. Riscul să se anuleze? A fost la termine lucrarea?
Da, clientul meu deja predase lucrarea când am intrat organele de poliție. Am înțeles că era unul din cei trei care rămâseseră în sală și era în momentul de predare a lucrării. Deci, din punctul meu de vedere, cred că sunt lăsați să continue. Nu cred că are cineva prin interes. Deci, ce a considerat, mă scuzați, din punctul dumneavoastră că are nevoie de avocat? Dacă nu... Haideți să vă spun, vedeți și din asta mi-a spus întrebarea asta. Este o foarte percepție. Din punctul meu de vedere, a faptului că, sigur, cunoști termeni juridici, că știi ce încadrare este, și că te poți apăra singur. E o prostie mare și din punctul meu de vedere, la acest moment, asta nu se face. Nu se merge pe ideea că, dom'le, dacă am nevoie de instalator, la instalator, dacă am nevoie de cizmar, dacă ai nevoie de avocat, dacă ești adus la DNA, DNA așa e o sperietoare, nu? Nu oricine, da, nu oricine cred eu că zilnic sau în viața de zi cu zi. Clientul dumneavoastră șpagă? Nu a existat nicio șpagă, nicio mită, nu cunoștea pe absolut nimeni, era un pur și simplu un absolvent, asta 4 ani, liceul dumnealor, nu e un genul de om să fi absolvit în altă parte și doar să meargă să susțină examen de bacalaureat acolo. E singurul care a apelat la apărător? Nu, au fost mai mulți colegi ai mei care au asistat. Am zis că au fost doi colegi până acum, probabil cu siguranță domnii care sunt la audieri vor apela la serviciul de avocat. Nu consider că avea avocatul și am să te consider vinovat. Deci este modalitatea dumneavoastră, pentru că n-a înțeles termenii, n-a înțeles încadrarea, sunt niște noțiuni pur tehnice, juridice și eu spun că așa ar trebui să procedeze oricine care nu se simte în stare să, știu eu, să primească informații despre care nu are.